Pentru că termenul de depunere a proiectelor este 17 decembrie 2020, președintele Consiliului Județean Maramureș a sfătuit pe primari să încheie parteneriate astfel încât să obțină fonduri europene pe acest segment. Valoarea fiecărui proiect este de aproximativ 25 de milioane de euro. Unul dintre criterii este numărul de gospodării active din perimetru, minim 1000, însă maximum de punctaj se acordă perimetrelor cu peste 3000 de gospodării. Guvernul României, prin Ministerul Fondurilor Europene, a alocat fonduri substanțiale pentru 2014-2020 pentru proiecte de distribuție a gazului. Sunt UAT-uri care au început studii de fezabilitate pentru aceste proiecte, însă având în vedere așezarea geografică a județului Maramureș, primarii trebuie să fie uniți, să încheie parteneriate pentru a fi eligibili cel puțin pe unul sau două proiecte în țara Codrului, Maramureșul istoric, țara Lăpușului, astfel încât în cel mai scurt timp să avem finalizate studiile de fezabilitate și cererile de finanțare a declarat Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean, Maramureș. Un alt criteriu este ca peste 60% din locuitorii fiecărui perimetru să se racordeze la gaz. Bugetul total al liniei de finanțare la nivel național este de 236 de milioane de euro. Prin introducerea rețelelor de gaz se dorește creșterea calității vieții locuitorilor.